Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Cu siguranță ați întâlnit așa ceva. Fie că dumneavoastră, fie soțiile dumneavoastră sau fie doamnele și domnișoarele care ne privesc în acest moment și vă spun să rămâinile pe această cale, pentru că în principal acest videoclip pentru dumneavoastră este. Am promis încă de acum un an să facem un videoclip despre sterilizarea pământului din ghivecele de flori. Și așa cum v-am spus, probabil peste iarnă sau pur și simplu în timpul verii vă întâlniți cu această problemă. Da? Nicio problemă. A murit o floare, o vom înlocui. Dar mulți dintre noi vom dori ca să sterilizăm acest pământ, totodată și ghiveciul, pentru că nu cunoaștem cauza morții acestei flori. Și poate că un agent patogen se plimbă pe undeva pe aici sau și-a făcut culcușul și asta a adus la acest rezultat, respectiv uscarea plantei. Ce putem face noi pentru a refolosi ghiveciul și pentru a refolosi chiar și pământul din acest ghiveci? Foarte simplu. Să le eliberăm de acest agent patogen prin sterilizare. Cum? Imediat veți vedea în acest videoclip. Și materialul de azi o să vă prezint câteva soluții. Care dintre ele este cea mai eficientă și cea mai bună în această cauză? Cu siguranță vă veți da seama. Și să începem cu prima. Ce putem face? Putem lua acest ghiveci, îl putem uda, după care să mergeți cu el la cuptorul cu microunde și să-l băgați pentru 3 minute minim, pentru ca sterilizarea să fie una completă. Dar stai, cam mare ghiveciul, nu? Nu încape în cuptorul cu microunde. Sau poate dumneavoastră aveți unele și mai mari și cu siguranță nu vor încăpea. Ca să nu mai spunem de toți agenții patogeni care pot exista pe acest ghiveci și în acest pământ, iar noi îl băgăm pur și simplu în cuptorul nostru cu microunde. Deci nici această metodă nu este una bună. Ar mai fi o soluție. Luați o tavă, puneți pământul de la ghiveci în ea și mergeți cu ea la cel mai apropiat cuptor, unde o lăsați minim 5 minute. Dar și această procedură ar fi una greoaie, de lungă durată și totodată care ar implica costurile gazului, dar mai ales ceva mirosuri urâte în casa dumneavoastră. Dar stați, ar mai fi o soluție. Să turnați apă fiartă peste acest pământ. Dar și în acest caz avem dezavantaje. Pământul nostru din ghiveci va fi un noroi. Va trebui să așteptăm ca apa să se evapore pentru a putea folosi pământul. Ei, haideți să lăsăm gluma deoparte și să vedem care este cea mai eficientă soluție. Nu că celelalte ar fi fost doar în glumă, pentru că și acelea pot da un randament foarte bun în cazul în care dorim să sterilizăm alte materiale care se pot încadra în condițiile pe care vi le-am spus. Și pentru a face acest lucru aveți nevoie de saci de nailon, bandă izolatoare și un pulverizator, pentru că astăzi vom face într-adevăr un sterilizator pe bază de raze ultraviolete. Haideți să vedem despre ce este vorba. E bine, primul material de care avem nevoie este un recipient. În cazul meu folosesc un lighean, în funcție de necesitățile dumneavoastră. După care veniți cu ghivecele, cu pământul din ghivece și răsturnați aici. Care este rolul acestui proces? Ei bine, pentru a îndepărta toate resturile vegetale și resturile mai grosiere din acest pământ. Eventualele rădăcini. Exact cum vedeți aici. Și încercați să nu lăsați resturi grosiere în acest pământ. Ce considerați dumneavoastră că nu ar mai fi util pentru reutilizare. Iar după ce ați făcut acest lucru, cu ajutorul unui pulverizator, începeți și pulverizați apă peste acest pământ. Dar foarte mare atenție să nu-l faceți foarte ud, doar puțin să absoarbă puțină umiditate. Stropiți, mai amestecați. Cum să vă dau eu un exemplu cum să faceți dumneavoastră, dar probabil că vă dați seama. Să aibă puțină umiditate în el.
nu știu, să zicem un 20-30% grad de umiditate să fie în acest loc. Ca și cum am face niște cozonaj, niște gogoși. Apropo, cei care v-ați abonat la celălalt canal al meu, TB Tips Food Fever, țin să vă mulțumesc pe această cale pentru sprijinul dumneavoastră. Acel proiect este unul de divertisment, dacă aș putea spune eu așa. Să mâncăm, să ne relaxăm, să ne simțim bine. Încă o dată vă mulțumesc. Se pare că pământul are textura dorită. Ia să luăm noi puțin camera și să vă arăt și dumneavoastră cam care este această textură. Vedeți? Deci el are un grad de umiditate de maxim 30%. În momentul în care luați în mână, el se va strânge foarte puțin, dar el va fi umed. Acesta este secretul. Vezi? Exact cum este aici. După care luați sacul de plastic și cu ce doreți dumneavoastră, în cazul meu o lopățică, chiar am cumpărat acum de curând, încărcați acest pământ în saci de plastic. De preferință să fie albi. Aceștia să nu fie dintr-o folie rezistentă la razele ultraviolete. Mai este o soluție de îmbogățire cu substanțe nutritive a acestui pământ, dar o să fac un videoclip separat pentru această temă. Deci, cam acesta a fost pământul nostru. După ce l-ați pus în sac, cu ajutorul unei bande izolatoare, imediat o să iau de aici, va trebui ca dumneavoastră să sigilați sacul, dar nu înainte de a pulveriza încă niște apă, a umezi foarte bine pereții acestui sac pe interior. De ce? Imediat o să vă spun și de ce vom face acest lucru. După ce terminăm tot procesul, o să vă explic cum funcționează. O să vă dați seama despre ce este vorba exact. Nu fiți zgârciți cu apa, puneți apă pe toți pereții din abundență, nu este nicio problemă. Mai puteți umezi chiar și pământul puțin, dacă simțiți că nu l-ați umezit suficient de tare în momentul acelei curățări, acelei amestecări. Și cam acesta este tot procesul. Avem pământul umed, pereții sacului sunt de asemenea umezi, bandă izolatoare și vom sigila acest sac. Cum vedeți, el se sigilează, puteți să-l mai întoarceți o dată sau să mai adăugați o dată bandă izolatoare, să fiți siguri, pentru că secretul este ca el să nu scape umiditate, cu nicio formă. Și cam acesta este procesul, dragii mei. Să strângeți bine, important este ca el, așa cum am spus, să nu scape umiditatea. Ei, acum urmează partea cea mai importantă, va trebui să mai aduc ceva. Puteți să folosiți orice, lădițe de plastic, nu știu, chituci, orice, pentru că o să veți vedea imediat deci. Cu acesta să vedeți despre ce este vorba.
Ei, și acesta este secretul. Tablă. La mine este una multifuncțională, după cum vedeți, o folosesc la mult mai multe lucruri. Haideți să luăm un cadru să vedeți foarte bine ce voi face eu și care sunt următorii pași de urmat. Cred că așa se vede perfect. Ei bine, luăm acest sac pe care îl vedeți aici și puneți pământul mai tasat. Și cam acesta este tot procesul. Haideți să vă explic ce am făcut acolo. Ei bine, cam așa trebuie să arate. Sacul izolat. Această apă pe interior. Pământul cât mai respirat în interiorul lui. Pus pe tablă înclinată. Poate să fie tablă zincată sau poate să fie tablă de orice culoare. Ea este înclinată astfel încât razele solare să aibă o cădere cât mai bună peste acest pământ. Și haideți să vedem despre ce este vorba. În privința ghivecelor, nu vă mai explic care este procesul de sterilizare. Puteți face același lucru care l-am făcut eu cu pământul și imediat o să vă explic despre ce este vorba, sau pur și simplu puteți să le stropiți cu apă fierbinte peste 70 de grade Celsius și totul va fi perfect. Ei bine, de ce am făcut acel lucru? Foarte simplu. Acesta este o copie a unui sterilizator pe bază de ultraviolet. Pentru că, după cum bine știți, există și în comerț sterilizatoare pe bază de ultraviolet. Această metodă nu este inventată de mine, este dezvoltată de mine, dar este foarte eficient. Cum funcționează ea? Foarte simplu. Umiditatea din interiorul sacului, atât a pământului cât și cea după pereții sacului, va crea un mediu foarte cald, un efect de seră, dacă aș putea spune eu așa. Iar temperatura în interiorul acelui sac, cu ajutorul tablei și cu ajutorul razelor solare, va fi undeva în jur de 60-64 de grade, între 50 și 64 de grade, 70 de grade maxim trebuie să aibă o înclinație perfectă pe tangența razelor solare, nu intrăm în detalii. Dar dumneavoastră o puneți înclinată, exact cum este acolo, și cu siguranță veți avea o temperatură între 55 și 64-65 de grade fără probleme, ceea ce va crea un mediu propice ca razele ultraviolete să vină și să acționeze atât asupra sacului cât și asupra pământului. Iar acolo se va dezvolta un microclimat cu acel efect de seră și cu ajutorul razelor ultraviolete, care va elibera acel pământ de toți agenții patogeni posibil existenți în interiorul lui. Singura condiție este ca, așa cum îl vedeți, să-l lăsați minim 4 zile la soare. Nu contează dacă trece noaptea și vine iară ziua și va bate soarele, cel puțin 4 zile soarele să bată pe el și totul va fi perfect. Cam acesta a fost procesul de sterilizare al pământului din ghiveci. Așa cum am spus, puteți steriliza pământul din jardinierele mari, puteți steriliza orice doriți dumneavoastră, în special pământul pentru plante. Nu putem steriliza în acest fel, nu știu, tacâmuri de bucătărie sau cine știe ce altceva ne mai trece nouă prin cap. Dragii mei, acestea fiind spuse, sper că v-a fost de folos acest material. Știu că m-ați întrebat și de sterilizarea pământului din grădină și o să facem un videoclip și despre acesta, decât că acolo este puțin mai complexă treaba și această folie, altfel aplicată, ar trebui să stea mult mai mult timp. Dar poate să facem și acel videoclip. În schimb, o să facem videoclipul prin care vă voi arăta cum să
îmbogățiți acel pământ cu substanțe nutritive astfel încât capacitatea lui de hrănire a plantelor să fie maximă. Dar și acest lucru într-un alt videoclip. În speranța că o să vă fie de folos, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!